Veste bună de la Direcția de Sănătate Publică Argeș. Au fost primite 1200 de doze de vaccin BCG care protejează copiii de tuberculoză, o boală gravă. Acest vaccin se administrează nou-născuților în maternități în primele zile de viață. În cazul acestui vaccin, acoperirea este de 99%. De asemenea, a sosit de la Ministerul Sănătății și repartiția pentru vaccinul Reore -Re împotriva rujolei, oreionului și rubeolei. Aproximativ 6.400 de doze vor fi distribuite medicilor de familie, fiindcă imunizarea nu se mai face în școli, ci în cabinetele medicilor de familie. Acest vaccin va fi administrat copiilor din clasa 1. Singura contraindicație în cazul vaccinului Reore -Re este boala acută cu febră la copil, dar acesta se poate imuniza după ce îi trece afecțiunea. Au mai fost primite și 1300 de doze de vaccin hexavalent necesar pentru imunizarea copiilor cu vârste de 2, 4 și 11 luni. Sunt totuși și părinți care refuză vaccinarea copiilor din motive diverse și neîntemeiate. Ele țin fie de religie, fie de informații din surse neoficiale, de cele mai multe ori citite de pe ei. Potrivit specialiștilor, există date științific solide care demonstrează beneficiile vaccinurilor la nivel mondial. Reacțiile adverse sunt rare și de intensitate medie sau mică, fiind nesimnificative în comparație cu suferința dată de boala și complicațiile ei.